În seara zilei de 5 martie, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali din cadrul punctului de trecere a frontierei Siret au descoperit cu ajutorul câinelui de serviciu NAH peste 1000 de pachete de țigări de proveniență ucrainiană, ascunse în două autoturisme înmatriculate în Irlanda. Întreaga cantitate de țigări în valoare de aproximativ 1300 de lei a fost ridicată în vederea confiscării. Țigările erau ascunse în spații special amenajate în zona farurilor, în semiaripile din față, precum și în spătarul banchetelor. Conducătorii auto, un cetățean moldovean și altul cu dublă cetățenie româno-moldoveană în vârstă de 28 de ani, respectiv 29 de ani, au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare de 6.000 de lei fiecare, iar întreaga cantitate de țigări în valoare de aproximativ 1.300 de lei a fost ridicată în vederea confiscării. La fel și cele două autoturisme în valoare totală de 45.000 de lei au fost ridicate în vederea confiscării, deoarece aveau spații special amenajate pentru transportul țigărilor. Totodată și polițiștii de frontieră din cadrul sectorului PF Brodina, județul Suceava, au descoperit și confiscat în apropierea frontierei de stat 2000 de pachete de țigări de proveniență ucraineană în valoare de 22.000 lei. Potrivit unui comunicat emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, în continuare se fac cercetări în vederea depistării persoanelor implicate în activitatea infracțională. La final, urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.